parc ne-a venit pachetul. Ia uitați câte reviste pornos pe aici. Mă rog, ce pot spune? No bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. După cum vedeți, sunt aici, în Liberty City, nimic de povestit. A, da, m-a luat poliția, hai că am început bine. M-am uitat ieri la ăsta, la Suicide Squad, aș putea spune că am o porcă de film, nu știu, dar... Până pe la sfârșit, nimic, hai că ne-a luat poliția din Stark, de ce nu? Fugi, fugi, ce dracu zice, e spay for, nu știu, nu stau să citesc acolo, sunt semi analfabet în acest moment, hai, fugi! Mă mucit, derapez pe aici. Ok, hai, din nou, ia curba. Ok, pe unde era aia? Aha, uite aici, hai. Să nu mai avem wanted. Spoc, am scăpat, bun, hai să facem misiune la Boșorog acolo, let's go. Atrag în mine triadele, că de ce nu, măcar le-am distrus fabrica aia de pește, măcar atâta. Când își câștiga eu bani, banul să poată să dea la puradei să mănânce. Hai că merge bine și taxiul, nu se compară cu aia de coștiuge, dar e bun și așa. Ok, hai că cât de cât îmi ies curbele astea așa, direct cu frâna așa din space, bun. Hai să vedem ce misiune ne dă Boșorogul. Du-te. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Ok, să mergem atunci. Să ne luăm atunci un sentinel de la, că văd că n-avem pe aici mașine cracoștiuge. Din păcate, hai. Dă încoace sentinelul, bagă viteză. Mergem aici pe potecă și intrăm în primul pom pe care îl vedem, că de ce nu? Suntem niște șoferi excepționali, luăm curbe super bune, scăpăm de poliție, dar singurii pom pe care sunt, pe care îi văd în fața mea, fix pe Ediles, că de ce nu? Hai de capul meu. Poc, ce l-am din limpul ăsta. Hai că am acum un chef de filmare, nu știu ce cu mine, dar am mai filmat acum și un episod de Counter, pe scurt. Mai filmez niște episoade zilele astea, că sunt super fericit. Poate dacă am chef intru și pe Omega. Ia, ce zice aici? This is Maria. Și ce vrea Maria? Trap, meet me at the... Nu stau și ce zice acolo. Ce căcat am eu de făcut? Trebuie să iau ceva de aici sau? Aha. Ăsta e tot Banshee, nu? Dumnezeu, mă, că mi-a căzut și telefonul de pe birou. Da, hai că am început bine, n-am ce spune. N-am ce zice. Am murit din start, am rămas fără arme. Dă-mi cu acea ambulanța să plecăm, dracu. Hai de capul meu, bă, ce dragu. Deci trebuie să mă duc dincolo ca să iau pe ăla de acolo și m-am dilit cu ambulanța. Ești dracu de aici. Dă-te în spate, dă-te în spate că bubuie. Ia să merg să-mi iau atunci niște muniție, poate o să trebuie. Deci trebuie să merg la celălalt punct, nu acolo. Sau zicea ceva de trap acolo, că e o capcană. Ai bag pula în ea de capcană. Mamă, ce e aici? Ah, droguri, mișto. Prin un pachet, deși am mai găsit câteva, dar de fiecare când am găsit un pachet, am murit. Bă, nu-mi place, bă, nu sună bine. Dă-te, bă, din calea mea. Așa, vă puneți capulele. Du-te, dracu, la o parte. Ok, o mașină, ceva pe aici. Dă încoace duba asta. Camion, ce-o fi? Du-te, hai să mergem la S acolo. Deci ar trebui să mă duc până la spital să-mi fac HP-ul. Hai că merg să-mi fac și HP-ul. Mai au o ambulanță de acolo. Ia mă, cât aș pierzi de ambulanța? 20? 15? Cât îți dă? A, îți dă 20, fain. Ok, hai să facem misiunea acolo. Nu știu cum dracu să dau un asemenea fail. Habar n-am cum. Asta e. Ce vreau să zic?
M-am uitat la Suicide Squad, sau cum se zice, Escadrila de Sinucigași ieri. Ce pot spune? Ora asta să ne prezinte poveștile, ora prea mult au stat să ne arate cum s-a întâmplat, nu știu ce, fiecare ce a ajuns prea mult a ținut. Finalul a fost bun, da, deci finalul ar fi de 7.58, dar începutul căcat rău și multe momente plictisitoare. Dar i-aș da o notă cam de 6, așa cu indulgență pentru filmul ăla. Nu știu, dar slăbuț filmul, așteptam la mai multe. Trevor, a fost mișto că avea niște caractere de-astea mai SF, niște personaje mai mișto, gen... cum era Harley Quinn, care zici că e Jinx din League of Legends. Joker, care nici măcar nu semăna foarte mult cu Joker. Deci ce Joker trebuia să fie la habar n-am. Mai era un tip cu flăcări care ăla semăna cu... Am auzit undeva de omul ăla. Și acum din nou vine mesajul ăla. Ce l-am aruncat pe ăsta? Ok, deci când m-au apropiat mi-a dat aia mesajul sau? Acum vine. Ok, și acum zice să plec. This is Maria. The cars are trapped. Da, e o capcană. At the slip south of... Deci zice să mă duc după asta. Ok, deci aia este o capcană. Știam că trebuia să fiu atent la ce zice acolo. Zicea ceva de trap, da? N-am văzut ce zicea că e trap, capcană. Ok, du-te. A, pe partea asta trebuie să vin. Hai că mergem pe aici. Bum! Mamă, ce-am sărit pe aici. Da, e bun sentinelul. Hai să ne luăm mașina în Caracoșuge. Aveți mașina în Caracoșuge? N-aveți mai. Hai că are aici cu Ruma. Cea mai recentă mașină din GTA 5. Nu știu dacă o fi cea mai recentă și de aici din GTA 3, dar mă rog. Hai cu Ruma-ul. Bagă viteză. Deci trebuie să mă bag prin tunelul ăsta. Dar e fain că e întuneric și nu văd nimic. Hai pe aici, pe aici. Da, hai pe aici. Du-te. Ok, azi ce misiune dă. Behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were invited. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine. She's an old friend. She's too good. She's someone we can trust. Come on, enough of the speeches. We better get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Ok, deci ne duce în cealaltă parte a orașului sau conduc eu? Mie îmi convine. Uite și podul dărâmat. N-am cum să trag. Să mă dau jos sau la o parte. Acum pot să mă sinucid, dar n-am chef. Mai trebuie să merg mult. Hai, du-te. Porcile acolo cum fac. Cam în ce se mișcă iahtul ăsta, ce ar trebui să fie? Pe aici? Așa era atunci. Ok, prima dată conduc o barcă în GTA 3. Deci să nu vă mirați dacă o să dau fail. Glumesc, nu dau eu fail așa ușor. Gata, hai că am ajuns, e bine. Welcome to, n-am avocat să ce zice acolo, s-a schimbat și poza de la loading. Suntem acum în cealaltă parte a orașului, deci cred că am făcut jumătate din joc. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready and you and me can have a little chat. Ce poză avem la loading screen. Ok, ne-am mai dat aici $20,000. Acum sper să avem mașini. Iată, avem respirare, avem gunshop pe parte. Ia să ne ce arme au ăștia la gunshop. Oho, ce mașini. Hai să ne plimbăm un pic pe aici, după aia facem misiune. Ia până la gunshop-ul ăla. Măcar ne-l arată acum pe hartă. Unde căcat ajung acolo? Nu spune că trebuie să iau pe pod pe aici, că îmi bag toată mătărânga. A, cartă mișto orașul ăsta. Hai că s-a indicat panul pe partea asta. Trebuia să merg tot pe acolo, trebuia. Să nu fie pe undeva deasupra. M-a dezorientat de tot podul ăla. Ok, cum să merg? Deci o luăm pe aici la stânga. Mă, ce mișto e. Ok, i-am bus și luat asta mașina. E, două drept, ies din...
Ce avem noi aici la ammunition? Avem și noi niște arme mai noi. O, grenăzi, așa. Deși armură. Mamă, ce arme mi-au dat ăștia aici. Ia, ia. Din nou armură, dar nu pot avea mult de 100. A, mai dați-mi niște Kalashnikov. Și cam atât. Tată, bă, avem și sniper. Tatăl pe ăsta cu buta. Măcar am scăpat de triade. Mamă, avem și armură, avem tot ce ne trebuie acum. Hai să facem misiune la Asuka. Pe unde ajung? Nici nu știu. Hai că arunesc pe foarte frumos locul ăsta. N-am ajuns până aici. Când eram mai mic și jucam... Hai că au tras un nimeni, nu știu ce dracu au fost ăștia. Aici e la respreiere, nu trebuie. Hai, du-te înainte. Aia pe unde e? Pe aici. Stai că-i... Apa acolo! Dă-te jos, dă-te jos! Dumnezeu, mătii, dar... Ai, bă, și de-abia mi-am luat arme noi. Ce m-am gândit? Hai că n-o fi apă acolo. Sar eu cu mașina. Am sărit. Am sărit destul, mi-am pierdut și armele alea. Mi-am stricat și banii pe ele. Mai mergem atât să ne luăm arme. Hai că încerc, ne-am plimbat, mai facem o misiune și încheiem episodul. Că a ajuns câte failuri am dat. Deja am dat două failuri. Sar alarma, dracu să-ți fie. Unde căcat ești pe aici? Hai că ieșim așa. Bă, mai văd și eu cum e orașul ăsta pe aici. De-abia învățasem și eu mapa aia în partea cealaltă. Acum trebuie să mă obișnuiesc din nou. Nu, de ce moare e aici? Era mic în partea aici, chiar că e mare. Ok. Gun shop-ul direct în față. Mergem așa cum așa alerg că suntem baștani. Deci mai luăm o dată Kalashnikov, aveți sniper și astea că o să-mi trebuiască, cred. Ammunition. Hai să ne luăm arme de aici. Kalash, sniper, AK, armură, grenăzi. Ok, mai păr toată. Mai facem un tur așa. Armură nu mai trebuie, grenăzi, uzi, hai că ajungi. Bun, altă... Cu șotă merge asta să... Da, dracu, ce mai... Oamenii au putut băga și ăștia aici în Liberty City, în GTA 3. Bă, ce drept călit... Hai că încerc să mă vorbesc. Clădirile arată destul de realistic. Pe cine băcălesc? Ok, bagă mașarele, tute-n... Aoleu... De-abia se mișcă. Esperanto, ce mai nume are. O fi ceva ce în emperorul de pe... Babarna. Ok, nu mai sări că ia pe acolo, mergi încet. Nu-i bușii mașina. Ia, am bușii mașina. Ok, hai să vedem ce misiune ne dă Asuka. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship. Business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Ok, hai să mergem atunci. Încarcă-te și tu mai repede. Acum mi se duce dracu și mașina. Ma, și era faină mașina aia. Uite Benshi, uite Benshi, du-te și ia Benshi. Trebuie să ajung la 21:30 acolo. Sper că îi se oprește alarma. Ok, cu un căcat ajung acolo. Bă, trebuie să iau o barcă, ceva, nici nu știu. Nici nu știu cum ajung acolo. Sper să nu mă pună să-mi iau o barcă. Să mă întorc să iau iahtul, că-mi bag pula. O, ce viteză are Benshiu.
Hai, poate nu trebuie să-mi iau barcă să ajung acolo, poate e tot în oraș. E pe partea cealaltă, așa-i? Tu zgâtu, măti. Ok, pe unde e portul? De la aici. Hai că aici e stradă, e bine că azi aici. S-a răsturnat? Nu s-a răsturnat, ok. Bun, portul e în partea asta, deci trebuie să iau o barcă ca să ajung acolo, că presupun că... Ok, e fain că s-a respawnat la asta mașina. Fugi, fugi, fugi. Partea cealaltă, deci să luăm o barcă. Uite acolo una. Poate cad acum în apă ca ultimul idiot. Ok, cum căcat-o e... Stai că pe partea asta venisem atunci. Mergem tot pe acolo. Stai, au reparat podul? Bă, ești nebun, au reparat podul. Hai, bă, și eu acum stau să merg cu... Da, ne dau fail acum, că... Se face acum 21:30. Mamă, au reparat podul și eu am stat să vin aici după barcă, băgăm iaș. Ne, la 21:30 trebuia să ajung. A trecut timpul. 3, 2, 1. Gata, a trecut timpul. Fail. Sau? A, am ajuns la timp. Ok, și acum? Nu pot să mă bat pe aici. Ai, bă, futu-ți gâtul, mătii de barcă, trebuie să se nece asta. Dar cum căcatiți de aici? Aolo, cât în spate s-a dat. Căcam aș pe aia de barcă. Căde, du-te și... Lăcătură-ți bărcile în jocul ăsta. Dă în spate în rasa, mătii. Fugi, fugi. Fugi, futu-ți gâtul, mă, chiar mai repede, că dăm fail. Pleacă ăsta de la club, trebuie să fac rost de mașină. Uite, știu, au reparat podul. Ma, și-am crezut că nu l-au reparat. Da, trebuia să fi reparat podul, că de ce nu? Mamă, ce nervi îmi fac acum. Hai, prinde-mă, prinde, îmi dă de cracoșuge. A, bă. Dă duba, dă orice. Ce urlă ăla, zici că-l fute în curcare, va. Hai că m-am enervat, băgă-mi-a și vă cât de șmecher. Credeți voi că scăpați de Cloud? Sau cum îl cheamă pe ăsta în GTA 3? Așa, trageți mă tria de proast. Trageți mă, trageți că, bă, de megiuiți. Hai, spargeți în roțile, vă credeți în GTA San Andreas. De la GTA San Andreas în sus. Ok, unde să mă bag pe aici? Da, vreau voi să-mi puneți mie capcană. Să mă duc, dracu, nu scăpați așa și eu. Vin cu duba de pește după... A scăpat. Gâtul mătii, dar... Hai că mă atacă și triadele. Bine că am armura asta. Fugi, hai să mergem din nou acolo. Măcar știm că e reparat podul. Stai, pe ce parte era podul ăla? Fac misiunea asta și-mi bag pula. Că deja m-a luat și poliția. Futu-ți morții mătii de gabor împuțit. Stai mă, pe unde era podul? Că pe partea asta era, nici nu știu. Bă, pe unde era podul ăla? Pe aici? Uite, pe aici era podul. Bă, măcar știu că e reparat podul și nu mai trebuie să merg cu barca, că cam aș pe de barcă. Bagă, vedeți că da, reparați podul, fără să-mi ziceți, fără să zic acolo. Balls, vezi că e reparat podul. Hai, de... Bă, măcar arată fain. Hai, din nou bagă load din screen-ul ăla, că schimb zona. Da. Hai să facem misiunea aia la Asuka. Terminăm misiunea asta și-mi bag pula, mă, o să salvez și
Okay, pe unde căcat îi? Armură să mai iau? Hai că-mi iau armură totuși, că... Păi acolo aveau arme și nu-i prea bine. I-a arătat pe mafioții aia cu arme, cu tot. Mai am doar niște armură. Nu, sniper nu. Dăm cu așa Kalashnikov. Că asta o să-mi fie bun. Nu pot să fac cu Kalashnikovul, se pare. Jinku Uziu. Ai de capul meu ce nervi am. Deci două feluri până acum. Frumos. N-am ce zice. Foarte frumos. Cred că iar fac episodul 20 și ceva, 30 de minute. Să-ți bași pu. Da, mă, sayonara, Salvatore. Da, am văzut animația. Hai. Next mission. Dăm coace mașina lui asta. Ok, acum la 4.30 o să pleci. Să urc sus pe pod acolo. Că nu pot să urc, urc jos. Stai, pe unde oi venit? Pe aici am venit, bun. Hai că măcar ia curbele foarte fain. Stai mă, pe unde merg eu sus pe pod acum? Bă, pe unde urcam? Bă, pe unde urcam pe pod? Că nu mai știu. Cum urcam pe pod? Să-ți bagi mătărânga toată. Stai mă, pe unde urcam pe pod? Că nu mai știu. Dar bine acum am bușit de asta. Mă, pe aici? Era drumul spre pod? Deja am uitat drumul. Se vede că sunt un șofer foarte bun. Da, uite aici podul, hai, bagă viteză. Bă, că nu pot să bag muzică, că mi-au copyright. Băgam eu ceva așa care ar fi mers. Hai că mergem pe aici pe mijloc, că nu pățim nimic, nu ne ia poliția. Du-te, du-te, din nou schimbă animația aia. Opa. Bine că n-am căzut în apă. Atâta mai lipsea. 446 de dolari, nu putea să... Hai că am încercat eu săritura aici. Hai mă, pot băga pe sub asta? Pot. Că ce știu să plece la... Cât zicea, 4 jumate parcă. Arăta acolo. Cum m-am băgat pe aici? Dă-te jos, dă-te jos. Hai că trag după mine triadele. De voi mai aveam nevoie acum. Ai de cap, dar enervante mai sunt triadele astea. Trebuie să-mi găsesc o mașină blindată, ceva să-i pot prinde pe aia. Uite, ăsta o să fie bun. E mai rezistent o leacă. Gata, e că pleacă și ăștia. Acum arată animația. Hai mă, trebuie să mă uit acum la animația asta, cum ies ăștia pe ușă. Fain, fain, n-am ce zice, foarte fain. 2, 4, 6 bulangii sunt acolo. Urcă-n Cristosul mătii. Ok, nu mi-artă pe unde au plecat ăștia. Salvatore is living, uite aici. Mamă, ce mi-au făcut ăștia, bă. Ok. Tăiem. Ba. Continuăm episodul următor. Hai că eu închei aici. Mă, deci au venit aia cu shotgun-urile în mine, m-au distrus. Da, deci hai că închei aici acest episod. Mă duc să iau misiunea din nou, mă duc să salvez și continui data viitoare. Deci cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut cum am dat 3 failuri, pentru că îmi place să dau fail. Ce să mai spun? Sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les.